Datorită faptului că ăsta a fost comentariul cu cele mai multe like-uri, astăzi vorbim despre ultimii giganți ai planetei, despre mamuți și despre revenirea lor pe planeta noastră, fie în grădini zoologice, fie în rezervații naturale create pentru ei. Fiecare grup de animale are o vedetă, o specie care din diferite motive este mai cunoscută decât celelalte și devine în cunoștința publicului un soi de emblemă a grupului. În cazul mamuților, cea mai celebră dintre specii a rămas mamutul lânos. De ce el? Pentru că a fost unul dintre ultimele mamifere uriașe care au împărțit pământul cu oamenii. Și asta de pe fundal a fost pisica mea. Dacă multe mamifere dispărute ne-au lăsat ca amintire doar oase și dinți, căci în condiții naturale obișnuite, doar țesuturile dure mai rămân în viață de-a lungul timpului. Însă mamuții ne-au lăsat niște fosile mai aparte. Corpuri întregi congelate. Și bineînțeles, nu din altă parte decât din solul veșnic înghețat al Siberiei. Cea mai recentă descoperire de acest gen datează de acum 2 ani. Locuitorii Siberiei cunoșteau din timpuri străvechi aceste rămășițe, dar ei credeau că aparțin unor animale subpământene colosale, un soi de cârtițe gigantice, care mureau îndată ce ieșeau la lumină. Savanții europeni însă au descifrat misterul, arătând că aceste fosile cu colți uriași, care răsăreau din pământ, aparțineau unor mamuți. Datorită acestei descoperiri uitoare, știm mai multe despre ei. Totuși, să știți că acești mari coloși cu coarne ce le ies din gură, acești mamuți, nu sunt atât de bătrâni pe cât credeți. Nu sunt din vremea dinozaurilor, cu siguranță. Istoricii și paleontologii susțin că ultimii mamuți lânoși care au trăit pe pământ au fost acum 10.000 de ani. Ei datează de 1.800.000 de ani, dar ultimii au fost consemnați acum 10.000 de ani. Și totuși au dispărut. I-am omorât noi? Ori au murit de foame? Dispariția mamuților contemporani în urmă cu 10.000 de ani, cu oamenii primitivi, a fost pusă pe seama mai multor cauze, specialiștii estimând de-a lungul timpului diverse ipoteze. O boală contagioasă fatală, schimbările climatice, venerarea de către oamenii preistorici, azi se ia în calcul mai degrabă o ipoteză mixtă. Mai întâi, acum circa 10.000 de ani, clima s-a răcit brusc și zdravăn, iar în timp de vreo 1.300 de ani a fost cel puțin în Euroasia o iarnă cum nu se mai pomenise până atunci. Nici măcar mamuții lânoși nu puteau supraviețui la așa iarnă. Frigul că frigul, asta nu era o problemă, pentru că mamuți erau pregătiți, erau suficient de bine echipați, de aia erau și lânoși, dar nu și pentru celelalte efecte ale răcelii climei. Ghețarii s-au extins până departe spre sud, acoperind în mare parte continentul euroasiatic, iar în loc de păduri și stepe, cantinele unde mâncau elefanții, mamuții de fapt, doamne, tot în curca asta, a apărut tundra, cu vegetație măruntă, așa cum se întâlnește și azi în preajma Cercului Polar de Nord și Siberia. Și ce să facă un mamut cu vegetația aia, care e o glumă pentru el? El trebuia să mănânce foarte multă mâncare, foarte multă iarbă, foarte multă vegetație. Vegetația rară și scundă a tundrei nu putea hrăini prea mulți astfel de coloși. Și cum ar fi, n-ar fi fost de ajuns în același timp, omul evoluase, dezvoltând arme tot mai perfecționate, care făceau vânătoarea mai eficientă, mamutul fiind mare, adică o chestie foarte mare, un mamifer foarte mare, avea suficientă carne. Ca toate mamiferele foarte mari, mamuții aveau cu siguranță un rind de înmulțire lent, poate și mai scăzut din pricina hranei sărace. Împreună, aceste situații puteau să decimeze populații întregi, într-un ritm foarte accelerat, iar într-o populație împuținată și slăbită de stresul provocat de schimbarea climei și bolile ar fi putut face mai multe victime decât în condiții obișnuite. Pentru că știți foarte bine, bolile se accentuează atunci când stresul intră în viața ta, alimentația incorrectă, lipsa de odihnă. Oamenii și mamuții, cum conviețuiau ei? Pentru că, spre deosebire de dinozauri, oamenii și mamuții au trăit în același timp. Deși înfricoșători, periculoși și extrem de greu de vânat, putem presupune că mamuții erau totuși încadrați de oamenii preistorici în categoria animalelor folositoare.
Probabil nu foarte des, dar măcar din când în când un trib cu destui vânători deștepți și voinici izbutea să vâneze câte un mamut. Specialiștii cred cu tărie că oamenii primitivi exploatau până și cadavrele mamuților morți de moarte bună, adică boli sau bătrânețe. Dacă în privința cărnii oamenii mai aveau poate unele rezerve, dar sigur nu așa de multe ca noi, căci pe vremea aceea foametea era chiar în Europa o amenințare reală și gravă. Oasele și fildeșii, chiar și pielea, erau materiale de primă calitate. Parcă ne și închipuim manifestările de bucurie dezlănțuite ale unui grup de oameni din Cro-Magnon la găsirea unui cadavru de mamut. Ce strigăte, ce bucurie, pentru că vă dați seama că lâna aia le ținea de cald, adică toată blana, pielea mamutului, ce puteai să faci din ea? Puteai să faci cort, puteai să-ți faci haine, puteai să-ți faci pături, ce te ajuta în perioada aia de iarnă foarte grea. Carnea, chiar și puțin fezandată, asigura supraviețuirea membrilor tribului pe o perioadă bună de timp. Oasele erau utilizate pentru construirea locuințelor, iar fildeșul de mamut era un material din care artiștii de acum 10.000 de ani sculptau statuete și podoabe. În Polonia și în Ucraina au fost descoperite colibe cu armătură din oase de mamut și acoperite cu piei. Cele mai vechi au vreo 27.000 de ani vechime. Iar statuetele din fildeș au fost găsite în diferite situri paleontologice din Europa. Iar picturi rupestre și statuete au fost păstrate pentru noi, imaginea acestor uriași al stepelor înghețate stinși în urmă cu 10 milenii. O informație foarte interesantă este că mamuții made in România au existat. Au fost descoperite pe teritoriul țării noastre rămășițele celei mai cunoscute specii de mamut. Mamutul lănos. Acum, încă o chestie foarte, foarte interesantă este că niște cercetători care au investit 60 de milioane de dolari pentru a readuce la viață mamutul și a-l poziționa în rezervații naturale sau în grădini zoologice. Cum pot să facă asta? E foarte simplu. ADN-ul și, nu știu, tot ceea ce înseamnă un mamut este 98% compatibil cu al unui african, a unui elefant asiatic sau unui elefant african. Deci e foarte probabil, ei au spus că undeva în 2030 sau peste 4 ani vor putea să readucă la viață mamutul. Voi ce credeți? Oare vom prinde mamutul? Vor reuși să-l aducă la viață, să-l vedem în grădini zoologice sau prin rezervații naturale? Spuneți asta în comentariu. By the way, dacă aveți idei de videoclip și vreți să vă pun comentariul la început în video, cum am făcut și pentru videoul ăsta, comentariul cu cele mai multe like-uri, voi face un video despre ce îmi spui tu acolo și vei apărea și în clip, mai bine spus. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Până atunci noi ne vedem și pe TikTok, pe Instagram, tot așa ca aici, Catalino cu 3DL. Eu v-am lăsat și cam atât a fost cu videoclipul de astăzi. Bye, bye!